Abuzul emoțional în rândul copiilor este o temă extrem de delicată, însă în același timp este un subiect care nu poate fi ignorat. Din păcate, vorbim și în ziua de astăzi de copii abuzați emoțional în școli, de către cadrele lor didactice sau de alți copii. Pentru a învăța pe copii cum să nu devină victime ale abuzurilor, voluntarii Asociației Culturale Firmis din Capitală implementează în mai multe școli din țară proiectul Teama Ascunselea. Copiii învață prin joc și teatru cum să se apere, dar și cum să prevină violența emoțională. Este o temă foarte acută la nivel de orice țară până la urmă, e la nivel de societatea în care trăim actualmente și credem că este nevoie de un asemenea proiect pentru orice categorie de public, de orice vârstă și din orice mediu social ar veni. Un copil care îndură abuzul emoțional poate fi afectat pe termen lung, poate chiar până în adolescență. Specialiștii susțin că abuzatul devine mai târziu abuzator, iar soluționarea problemei se face doar prin terapie. Copiii care suferă abuzuri la școală se retrag în sine de multe ori sau se manifestă violent în situații necorespunzătoare. Și atunci asta poate fi un semnal al acestei probleme. Copiii știu foarte multe despre abuzul emoțional. Adică cunosc foarte multe variante de abuz emoțional. Bineînțeles că abuzul fizic este cel mai la îndemână să vorbești despre el, dar abuzul emoțional este totuși cunoscut și de cei mici. Abuzul emoțional este foarte greu de recunoscut, acesta fiind și motivul pentru care mulți părinți află târziu că micuții sunt torturați psihic la școală. Există câteva metode prin care poți însă să-ți dai seama dacă copilul este abuzat emoțional la școală și câteva măsuri pe care să le iei rapid pentru a pune capăt acestei drame. Prin apel la consultanță specializată, psihoterapie, se poate rezolva, însă ideea e prin educație să prevenim această formă de abuz, să o identificăm din timp și atunci să nu se ajungă în situații mai grave. De multe ori nici victimele nu își dau seama că sunt abuzate. Cei mai mulți văd în abuz doar o formă de violență fizică. Eu știu că nu este bine să vorbim urât, mai ales cu ceilalți, să ne comportăm urât, mai ales să îi lovim, pentru că pur și simplu parcă ne pedepsim pe noi înșine. Știu că este un lucru foarte urât, care destul de mulți copii îl fac. Abuzul emoțional afectează foarte mulți copii, pentru că unii dintre ei sunt foarte sensibili și atunci când un copil mai mare sau unul de vârsta lor vorbesc urât cu ei sau spun că că nu este bine ce fac ei, unii se descurajează și asta nu este bine, pentru că le pot afecta într-un mod destul de rău viața dacă sunt mai sensibili. Din păcate, în Olt, ca de altfel la nivelul întregii țări, numărul psihologilor din școli este insuficient. În acest moment avem 55 de psihologi care nu acoperă necesarul în unitățile de învățământ.